Bună! Astăzi voi încerca această mască despre care v-am vorbit ieri, care este din bioceluloză, este o mască tip șervețel cu niacinamide și haideți să vedem ce poate. Ta-da! Desfacem. Sunt foarte, foarte curioasă cum arată înăuntru, sincer. Mamă, are o grămadă de produs. Așa. Și mai este foarte mult și în punguță. Deci, o desfacem, așa. Wow! Wow! Da. Și știu că trebuie să îndepărtăm pelicula de aici prima dată, să luăm pe cea corectă. Deci, are trei straturi și luăm un strat. Și acum, mamă, câtă produs are. Așa. Nu cred că mai putem aranja apoi. Cam așa. Mamă, ce rece e! Este foarte rece, de aia să știți că... Ce trebuia, cred că, să fac? Înainte să o aplic, să găsesc acea bucățică unde se unește cu... Da, deci el o să rămână pe față. E foarte mult produs, să știți, și da, este foarte subțire, după cum se vede, se pliază foarte bine pe forma feței. Op, și acolo. Și aici, cred că trebuie să trag un pic, așa. Și are foarte, foarte mult produs, să vă zic sincer. Da, deci cam așa se așează. Lumina nu e foarte bună. Și da. Cam atât deocamdată revin. Timpul s-a scurs, am stat 20 de minute cu ea și nu 15, pentru că m-am apucat de făcut altele prin casă și când am uitat la ceas trecuse mai mult. Și acum vom da jos masca. M-am întors invers să se vadă mai bine, pentru că îmi băteam mâna din spate mai devreme. Și acum, cu o mână țin telefonul. Așa. Wow. Și ar trebui să mai asăm excesul de produs. Să știți că nu mi-a rămas foarte mult pe ten, deși mă așteptam să fie mai mult. Dar ce pot să vă spun este că, dacă lumina să nu fie foarte, foarte bună invers, este că acum tenul este foarte, foarte, foarte fin și revigorat. Masca, când am dat-o jos, da, deci nu prea mai se vede mare lucru. În schimb, vreau să vă arăt cele două straturi ce trebuie date jos înainte de a aplica. Acesta este unul dintre ele, este dintr-o pânză, așa, cu găurele. Iar cea de-a doua este o pânză mai densă, mă rog, este invers. Iar cea de pe care se pune pe față este aceasta. Ea este foarte, foarte, este de bioceluloză și este foarte, foarte subțire. Chiar se simte ca o a doua piele, așa cum promite ea. Și da, mă declar sincer mulțumită. Dacă la sfârșit, pentru că vă zic, rămâne foarte, foarte puțin împregnat cu soluție în pachet. Dacă o să facem așa, să vedeți că este foarte multă soluție înăuntru și eu o să fac așa. Un pic. Și pe frunte.
Da. Și o să mă spăl pe mâini, să mi-a rămas produsul pe mâini foarte mult. Dar cred că se vede că este destul de mult pe ten în momentul de față. Nu trebuie să te speli pe față după ce aplici produsul. Eu, având în vedere că dacă vreți și o să încerc treaba asta, o să mai țin acest pachet în care încă mai este destul de multă soluție și o să încerc să mă dau mâine. Să vedem dacă nu se usucă până atunci. Cred că trebuia să pun mult mai puțin pe ten sau chiar deloc după ce am scos masca, pentru că este foarte mult produs. Și dacă nu o să intre așa în piele, ce de tare cred că nu o să intre, o să trebuiască să iau o dischetă și să-l adun un pic. N-am dat eu un pic și pe aici, tot cade asta de pe ureche și atunci și pe decolteu. Dar este foarte, foarte fain la atingere. Da. Se sculează mâini din cauza că este destul de multă soluție. Eu, sincer, am să iau un șervețel de hârtie și o să fac așa. Op. Să tapotez un pic pentru că mi-am pus prea multă soluție ulterior. Odată ce ai luat masca, nu rămâne decât foarte puțină soluție care intră imediat în piele. În schimb, dacă alegeți să mai puneți cum am făcut eu, cred că pielea este deja foarte hidratată și nu poate să mai absorbă și mai mult produs. Da, cam asta este. Aștept să se usuce un pic tenul pentru că eu am dat prea multă soluție. Imediat după ce o dați după este foarte puțină soluție rămasă, care intră foarte repede în piele dacă amasați puțin. Și da, îmi place cum lasă tenul, îl simt fresh și îl simt foarte fin, ceea ce cred că asta așteptam de la mască și foarte curat, proaspăt. Deci da, dacă v-a plăcut videoul meu, nu uitați să dați subscribe și un like și vă aștept în comentarii dacă ați încercat și voi masca, ce părere ați avut sau dacă vreți să o încercați. Pa, pa!